ai, Irinele, primul tău dragon! Bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din Old City. Eu sunt Sami și astăzi suntem pregătiți pentru o nouă minunăție în această super, super, super serie. Oare unde este regele nostru? Imediat. Sami, unde ești? Mamă, toată lumea mă caută la început. Oameni buni, rupeți butonul de like și butonul de subscribe dacă mai doriți episoade din Old City. Așa că imediat, la tine pe plot. Ok, bun, o să merg imediat. Vreau să vă zic un singur lucru, că dacă vreți să ne vedem și dacă vreți să ne întâlnim și dacă ești de pe lângă ea și ai noroc, pentru că ne vedem la ISF în perioada 1-3 septembrie, ne vedem acolo, intrarea este absolut gratuită, ai mai multe detalii la mine pe Instagram, o să pun story-uri, pentru că momentan nu știu la ce standuri o să fiu și nu știu exact orele, intrați la mine pe Instagram și găsiți acolo mai multe detalii. Pleacă dragonul, păi ce se întâmplă? Mergem acasă direct. Mă, ce fac oamenii pe plot acolo la mine? What, uite cât de dragon! Bă, ce faceți, bă? Fuge și o pârla. Mă, ce faceți cu dragon? Bă, lăsați-mă dragonul meu în pace, bă! Dragon așa, așa, stai jos, dragon. Bă, bă, nu, care a dat în el? Bă, Teodor, dai Teodor și terminat. Stai că el l-am frânit eu. De unde ai tot dragon? Bă, ăsta e, bă, Irinele, de când ai fost, mamă, dar uite cât e de mare. Bă, ai fost plecat ultima dată, tu n-ai mai fost pe aici, ai fost pădurar, ai fost nebunii de-alea. Și am găsit un nou de dragon și a ieșit chestia asta. Adică, bă, nu te încerca să te urci. E verde. E verde, dar arată bine? Vreau și eu. Dragonul de final, mă? Bă, dăm vaca să o mănânce. Bă, nu, îi dați... Cum dai vaca să... Bă, ce faci? Eu nu cred că se întâmplă așa ceva. What? Cum ai putut să pui vaca sus pe dragon? Ce ai? Bă, Irinel, ia vino să vorbim puțin. Hai, hai puțin, lasă-te dragonul ăsta. Vine, ia vino cu acea, Irinel. Vorbim cine între patru ochi. Bă, eu nu mă gândeam că dragonul a crește așa mare. Tu ai văzut cât a crescut? E gigantic, vreau și eu. Da. Bă, cred că o să-ți găsim și ție. Are unul alb. Da, are și el unul alb. Este dragon de gheața lui. Doar că te iau puțin așa. Da, te iau puțin în partea asta ca să-ți arăt exact ce am făcut. Cât timp ai fost tu plecat? Am deschis aici banca. În partea asta aici, în dreapta, am deschis aici o bancă. Ia uite ce frumos, așa, jap, vii să-ți cumperi. Mamă, chestii ce frumos. Da, prețuri bune, prețuri bune, normal, ca de obicei. Cele mai bune prețuri la mine în regat, de fapt în regatul nostru, aici nu se mai face plata, o să pot să sparg astea. Și vreau să-ți arăt aici că am deschis tarabele. Bine, încă nu le-am deschis, doar le-am construit. Taraba de pădurar, taraba de nu știu ce, taraba nu știu nici ce e asta și taraba verde, nici asta, nici am nici mai idee. Cum o să le împart? E bine? Da. Ce părere ai de toată chestia asta? Tu te-ai mai ocupat de pădurărit? Am văzut că ai tăiat toată pădurea. Nu sunt prea fericit de ce ai făcut acolo, sincer. Mi-am făcut casă. Da, am văzut că ți-ai făcut casa aia. Nu poți să numești casa, ăla e colivă. Nu o să mai iau de faptul că Adi 10 a stat sus de tot pe castel și ne-a ascultat? Nu, fii atent. Și ștrumfanul? Ok. Să-ți prezint casa. Ia, prezintăm casa. Interior frumos. Doamne, ce etaj. Mă, ce etaj ți-ai făcut aici? Ce-i casa asta? Vreau să intrați înăuntru, intră înăuntru și uitați-vă ce lemn are la etaj. Verde. Doamne, ce lemn are omul ăla la etaj. Eu i-l-am dat. Tu i-ai dat lemnul ăsta? Da. Ok, bun. Bă, Adi, vreau să te întreb o chestie. Tu ești mai experimentat așa puțin cu dragonul, cu chestiile astea. Dar de fapt știi ceva? O să vorbim mai bine când ne trezim dimineața. Bă, de ce dragonul meu e liber prin sat? Hai, toată lumea la culcare, toată lumea la culcare, rapid. Bine, mă! Bun, perfect. Deci, cum se călărește dragonul ăsta? De fapt, se poate călări dragonul? Da, trebuie să pui șapă. Să pun o șa pe el? Da. De unde fac rost de o șa? Cine are o șa? Teodore, ai tu o șa? N-am de unde, că ți-aș da. Doamne, Ziadi zice că ai tu o șa, fratele meu. 10 bănuți de diamant și îți dau o șa. Bă, ce? De unde 10 bănuți? Mă, ce? Îți dau 2 iron. Ce se întâmplă aici? What? Păi și eu pot să mă plimb așa cu el? Poți să și zbor cu el. Hai că poți să zbor cu el dacă e. Poți. Așa mergi până la Pitești. Mă, și cum unde te uiți cu privirea? Da, știe deja. Wow! Wow! Zburăm cu dragonul. Uitați-vă și voi cât e de tare! Wow! Vreau să vă zic că tot timpul mi-am dorit să fac o chestie, sincer. Bă, aveți grijă! Irinele! Da. Hai de o tură cu dragonul, să te văd cum te plimbi cu el, ai grijă. Dă-i bătaie. Cu dragonul tău. De n-are cum?
Nu, doar... Wow, ce... Nu vrea să plece. Ce păcat. Hai că e păcat dacă e că mi-l aș fi furat Irinel. Avem și noi un de la, cum se numește, un ou să-i dăm lui Irinel sau trebuie să mergem să-i căutăm un ou să-i dăm un ou de dragon lui Irinel? Deci, Adi, mai ai vreun ou sau mă duc să-i caut lui Irinel un ou? Nu, mai am. Trebuie să... Poți să-mi arăt dragonul? Da, adu dragonul, hai să vedem dragonul. Wow, uite ce frumos e ăsta alu... Mama de 10. Vreau să... Deci vreau să... Cine e constructor? Cine știe să construiască bine rău de tot? Eu. Cine știe să construiască? Eu, cine a zis? Ai Alex, vreau să faci cea mai mare parcare de dragoni. Parcarea dragonilor, da. Unde să fie? În fața castelului. Bă, Adi 10 arată super bine, dar n-am ce să zic, al meu e mai frumos, okay. E verde, gen, atare, atare. O să merg, gen, și o să mă ocup puțin de de niște ouă, gen. Vreau să atenție un pic la lemnul ăsta. Bun. Niște ouă diferite, să avem Irinel, dragon diferit. Încercăm wow. Să găsim. Irinel, hai să ai cu mine să încercăm să găsim niște ouă de dragon, ok? Dăm de mama dragon. Bă, ideea e următoarea, fii atent, e o chestie foarte ciudată, că de obicei eu când mă jucam modul ăsta, de fapt nu modul ăsta, când mă jucam moduri în general, trebuia să găsim dragoni, se bate în dragonii și de acolo îți picau ouă de dragon. Ei bine, aici nu e așa, aici e puțin mai diferit. Aici trebuie să găsești ouăle de dragon direct în chesturi, ok? Are sens? Chesturi. Da, în chesturi, adică, păi cum n-are sens? Ieri am explorat puțin, de fapt nu ieri, am fost live odată și am explorat și am găsit un chest. Aici oare avem vreo, oare găsim ceva înăuntru? În casa asta n-am fost sincer. A, uite un chest aici. Am găsit un tort! Let's go! Hai să mâncăm un tort. Mamă cum arată tortul ăsta. Mamă cum arată, zici că e tortul din episodul meu cu mâncarea. Bun. Deci da. Mamă, Irinel, ia vezi aici ce sat am găsit. Nu știu dacă găsim ceva în satul ăsta, că pare deja lutat. Wow, uite-te și tu ce... Mă, ce peșeră. Bă, uite-te, uite cum arată ăsta. Wow, ce tare arată. Ia să vedem ce e aici, Adi. Dar știu că Adi avea două, ceea ce e foarte ciudat. Cred că am niște locații cu o, v-am zis eu. Și ce vrei pe ele? Bă, ce ai furat mă aici? Uite ce am găsit. Doamne, de ce e goblinul ăsta? Ce ai tu cu goblinul ăsta? Ce dă goblinul ăsta? Dă, what? Dă chestii de diamant. Bă, ok, fugi repede. Ok, cred că o să las că e frățiorul tău, că e pitica tine. Bun, de Irinel. Trebuie să mă duc să mai caut alte locații pentru că eu trebuie să-ți fac rost de un ou de dragon. Uite, și cred că, uite, aici pare o locație bună. Ok, nimic. Am lutat, nimic. Nu e nimic. Vrei să vii să vezi ce găsesc? Da, aș merge. Dar da. Numai pe lângă de dragonul meu stai, fratele meu. Vrei să mi-l furi? Nu, ca să-l împrumut. Hai că-l împrumuți dacă e. Unde ești, Adi? Ia să auzim. Călătoriile mele am descoperit multe lucruri și unul dintre cele mai mișto, frumoase, cum să le zic, este Waystone, o piatră care te teleportează unde okay. Vrei. Da, știu, ok. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, n-ai cum. Tocmai am găsit un ou de dragon de apă. M-am dus random și căutam. Pur și simplu după asta am plecat și am găsit un ou de dragon. Am plecat pe aici, jab, pe la tot așa. Uite-te, vedem pe toți unde sunt. Și eu sunt aici și am găsit un ou de dragon. Și vreau să mă duc în partea asta, cine știe, poate o fi pe aici vreo altă chestie. Bă, Irinel, am CVPTTN. Wow, bine mă, Irinel. Bă, dar ce s-a tăiat chestii, uite-te știu care apar. Deci am ajuns aici, am găsit o chestie super tare, sincer. Bă, Irinele, nu luta aici ce găsesc eu, ok? Pare o zonă cu super mult loot. Ce-i ăsta? Melon? Bă, Irinele. Da. Vrei să arăt ceva? Lutez. Tu știi ce am eu în mână aici? Ia uite-te, ce-i asta din mâna mea? O scoi. O ce? O scoi, ca. Și asta de aici? Carne. Și asta? Și ăla? Asta ce e asta? Mă, de unde a apărut ăsta? What? A cântat. Deci ăsta cântă doar la alea aici? Ce e asta? Zici ce e asta? Răzător. Și asta ce e? Diamant. Ce e asta?
Ok, vino după mine, repede, vino repede după mine. Stai puțin. Hai să vină înapoi acasă, pentru că o să ai Irinele, primul tău dragon. Let's go. Mamă, ce fericit e Irinel. Băi, Irinele, vreau să te aud cum ești fericit. Fericit. Ești fericit sau ești doar pârlit? Da. Doar că trebuie să te învăț o chestie despre dragoni. Cu dragonii funcționează în felul următor. Dragonii, practic... Da, dragonul tău e de apă. De apă. Da, dragonul tău e de apă. Doar că el o să fie foarte mic la început de tot și trebuie să stai, să pescuiești, să-i dai tu pește, să știi ce zic? Și după ce faci... Direct în apă. Da, exact, direct în apă trebuie să-l faci, da. Și după ce ai făcut toate chestiile astea, el o să crească, o să hatche, o să devină propriul tău dragon. Și după asta o să poți... O să poți să îl călărești. Mom, what? Bă, cum pui mâna pe șarpele la așa? Bă, lasă-l mă jos. Lasă-l jos. Bă, lasă-l... Nu, e prietenul meu. Doamne, cum să fie prietenul tău ăla, mă? Fugi! Fugi, 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 Irinele! Irinele, fugi! M-a enervat. Oho! I-am dat țeapă. Am dat albina, o muscă. O muscă. Bă, ce-i ce-i dinozaurul ăsta aici după copac? Am pus albina pe el. Mă, ce? What? Am mai pus o albina. Ok, cred că e timpul să fugim. Fugiți, să fugă câinii mei. No. Să fugă câinii mei, ne apropiem de castel. Bine, mă. Bă, vreau să vă arăt o chestie tare rău de tot. Știe cineva ce e asta? Ce? Labă de iepure. Ok, știe cineva ce e asta? Iepure de labă. Caschetă. Cască de leder. What? Și asta știe cineva ce e? Bă, ați omorât iepurele. Nu! E carne de iepure, proaspătă. Ok, și vreau să... Asta ce e? Ou de dragon furat. Wow, nu e furat, este un ou de dragon luat dintr-un chest. Bă, ăsta de fapt... Irinele, vino aici. Irinele... Deci ăsta e... Gheață, mă supăr. Nu e de gheață, e de apă din ce scrie pe el. Irinele, ia-l aici. Irinel face ce vrea cu el. Eu vreau să văd ce face Irinel cu el. Îl vinde? Îl vinde sau îl pune? Tu trebuie să trebuie să-l pui doar în apă, doar în apă. Doar în apă, doar în apă, doar în apă. Stai puțin că mă duc să aduc niște apă. Așteaptă puțin Irinele. Mă duc să arăt apă din fântână să-l ajutăm pe Irinel să-și facă dragonul. Ok, cred că am secat apa. Irinele, fă repede o gaură. Gaură. Stai, uite, să facem așa. Stai. Bun, perfect. Acum pune-l. Aici, pe mijloc. Dă-te. Acum, pune-l acolo sus pe ăla. 3, 2, 1. Bine. Bine, mă, Irinele! A sorbit apa. Am dat de greșeală click dreapta eu pe el! Stai că nu contează cine dă click dreapta pe el. Bă, trebuie să mergem să luăm repede apă. Bă, omul meu chiar s-a băgat la parcarea de dragoni. Doamne, cât de treabă e aia, Alex, bă, chiar e de treabă, sincer. Băieții ăștia sunt super de treabă, sincer. Bun, perfect, o să mă duc să iau repede niște apă de aici. Ca să mă duc să punem acolo pe dragon, cred. Pentru că așa cred că putem să-l facem. Irinele! Acum, cred că e gata, cred că e bine. Hobo ușor, slime sling. Se clocește, bun. Mamă, acum văd. Mamă, chiar acum văd, uite, scoate, chiar face bule, gen. Bă, dar n-am nici cea mai mică idee de ce durează atâta. Uite, știu, oamenii mei au început să pună pești pe lângă el. Bă, ce durează atâta să se facă dragonul ăsta, mă? Dar până îi se face dragonul lui Irinel, o să-mi iau dragonul și o să mi-l parchez aici. Domnul Alex, se poate barca aici dragonul? Da, da. Wow, mamă, cât de bine. Păi vin și să-mi parchez. Îmi parchez și eu dragonul aici? Da, normal, îți dai seama. Acum vin. Uite, dăm așa. Pentru că sunt numai 3 dragoni. Cât de tare. Bă, cât de bine arată. Ia să vedem, să văd cum vine și Adi cu dragonul. Ia să-l vedem acolo. Și o să iasă și dragonul lui Irinel. Ia uite-l cum vine. Mamă, ce bucată! Ok, trebuie să-i găsim și lui Alex un dragon, sincer. Bagă-l așa în mijloc. Wow, bă, cât de bine arată fratele meleu. Wow. Și cam ăsta a fost episodul pe astăzi. Chiar ne-am descurcat absolut superb și a fost super tare. Am făcut rost de dragon lui Irinel. Am făcut parcare de dragoni. Ne-am plimbat cu dragonul. A crescut dragonul. A fost nebunie totală. Sper că v-a plăcut. Chiar sunt curios unde o să ajungem cu seria asta și cât de tare o să fie. Pentru că, bă, chestia asta cu dragonii chiar îmi place super mult. Eu am fost Amin. Vă doresc o zi superbă. Pa, pa!